Mehedințenii au nevoie de cele mai bune condiții de trafic. Astfel, se profită din plin de vremea bună din această perioadă pentru ca lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor județene să se desfășoare într-un ritm alert. Drumul județean 561A, mai exact tronsonul de drum întreg Varnița, Băcleș, Vlădica, Tâmna, are o distanță de peste 32 km, iar reabilitarea lui este obiectivul lotului 4 în cadrul celui mai important proiect de infrastructură rutieră implementat la nivelul Consiliului Județean Mehedinți cu fonduri europene. În această perioadă, constructorul a anunțat că se intervine la podețele casetate și tubulare, dar și la casetele de lărgire pe acostamente. Sunt lucrări prevăzute înaintea etapei de așternare a unui nou strat de asfalt și am speranța că în decursul acestui an drumul va fi complet refăcut pentru o circulație în siguranță, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de Facebook. Mehedințenii au nevoie de condiții bune de trafic, iar la finalul proiectelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, județul nostru va avea una dintre cele mai bune rețele de drumuri județene din țară.